creștere pe care o acordă România în domeniul apărării. Ce înseamnă practic această creștere? Despre ce vorbim mai exact? Așa cum bine se știe și sau majoritatea care sunt în zona aceasta de securitate știu, în urmă cu câțiva ani de zile, președintele Klaus Iohannis a mediat și girat o înțelegere între toate partidele. În momentul în care am agreat că indiferent ce guvernare va fi și care vor fi mersurile în zona guvernamentală, o să fim toți de acord să păstrăm cei 2% pe care se dăm pentru armată, pentru înzestrare, tocmai pentru a avea o armată competitivă în zona NATO. Așa cum bine știm, am trecut prin diverse suișuri și coborâșuri în zona aceasta militarizată și bineînțeles că România și-a asumat câteva chestiuni foarte certe și concrete în cadrul NATO. Iar de atunci încoace am fost prezenți mai în toate teatrele de operare, am fost prezenți cu multe batalioane, cu multe divizii în diverse zone de conflict și cred că lucrul acesta ne-a adus un prestigiu în zona NATO și cred că astăzi suntem una dintre țările care avem în zona aceasta oarecare reputație extrem de bună. Mai mult decât atâta, prin cei 2% pe care noi am acordat NATO, suntem printre puținele țări drept care își respectă acest angajament extrem de important. Chiar dacă din sărăcia noastră am reușit să dăm acest 2%, pentru noi este enorm. Faptul că astăzi în ședința CSAT s-a ajuns la o concluzie și anume că 2,5% este nevoie, este probabil datorită acestui conflict care a izbucnit la granițele României și așa cum știm, România este țara NATO care a cea mai extinsă graniță cu Ucraina în acest moment, 650 de kilometri aproape, din cei peste 3000 de kilometri pe care avem de graniță. Lucrul acesta este un lucru care pe noi oarecum ne pune în gardă. Nu pot să zic că ne îngrijorează, dar în același timp nici nu suntem pasivi față de această chestiune, ci dimpotrivă extrem de activ, extrem de vigilenți și implicați, tocmai pentru că acest timp pe care îl traversăm acum nu este unul pe care generația mea și generația părinților mei să mai fi întâlnit. Mulți dintre cei care astăzi sunt în viață sunt născuți după cel de-al doilea război mondial, așadar n-au prins greutățile războiului și n-au înțeles nimeni dintre noi ce înseamnă să, și nu înțelegem ce înseamnă să treci prin astfel de moment. Dar vedem, din păcate ne vin imagini din noastră, Ucraina. Exact. Imaginile sunt devastatoare. Oricât a încercat rusul să evite zonele civile și să atace doar capacități militare și capabilitățile care erau în zona de apărare sau infrastructură, iată că deja sunt victime din zona civilă, sunt copii care au murit, sunt tineri care au murit, sunt mame care le-am văzut plângând pentru copilașilor și lucrul acesta este un lucru care ne înspăimântă în primul rând. Să vedem blocuri de civili care au fost atacate cu diverse bombe și bineînțeles că lucrul acesta este un lucru care iată se petrece la câțiva kilometri de noi. Ei, cred că această chestiune este, dacă vreți, pentru noi un prilej extraordinar de bun pentru a ne arăta umanitatea și am văzut lucrul acesta, e fericit pe toți românii, compatrioții noștri care au reușit să facă minuni în aceste zile în care au mers la graniță, în mod special foarte multe biserici, ONG-uri, organizații, oameni individuali care au contribuit și care au sărit în sprijinul acelor care au ajuns la granițele României. E neașteptată această... Da, și în același timp este, dacă vreți, un act de omenie până la urmă urmei, pentru că oameni suntem noi, oameni sunt și ei și înțelegem drama și tragedia prin care acești oameni trec acum.